fie că vrem, fie că nu, fie că simțim, fie că nu, fiecare dintre noi suntem implicate în războiul spiritual. Și Satana lucrează într-un mod foarte subtil. Știe că în lucrurile mari nu ne poate doborâ și atunci lucrează cu subtilități. Satana știe că nu ne poate doborâ la nivelul credinței și atunci ne atacă la nivelul încrederii. Multă vreme am crezut că credința și încrederea sunt sinonime. Până într-o zi când, într-un moment de părtășie, am auzit vocea Duhului Sfânt care m-a întrebat: cât de mult te încrezi tu în mine? Și am zis: Doamne, Tu știi că cred în Tine. Cred din toată inima mea în Tine. Nu Te-am întrebat dacă crezi în mine. Te-am întrebat cât de mult te încrezi în mine. Și am zis: Tată, mă încred în Tine. N-am stat să mă gândesc mult. Am zis: mă încred în Tine. Și vocea Duhului mi-a zis: atunci ce caută în sertarul tău de medicamente atâtea cutii de extraveral și de alte tablete antidepresive? Vă spun că în momentul acela am rămas fără cuvinte. Din toată inima mea am crezut că eu mă încred în Tatăl meu. Și încet, încet, Dumnezeu a început să mă învețe din cuvântul Lui, a început să mă învețe prin lucrări practice ce înseamnă încrederea și apoi mi-a dat și un examen, pentru că așa se întâmplă întotdeauna, nu? După ce învățăm ceva, trebuie să dăm un examen ca să ne evaluăm și să vedem unde suntem. Și eram la Ligia, asta iarnă, la o conferință de femei și stăteam liniștite în bucătărie, povesteam despre încredere și primesc un telefon de la soțul meu și îmi spune: acum câteva minute am aflat că una dintre colegele tale farmaciste din oraș au vândut farmacia unui lanț de farmacii. Acum, cei care nu sunteți farmaciști nu știți ce înseamnă pentru noi farmaciști independenți ca un lanț mare de farmacii să intre într-un oraș așa de mic cum este orașul nostru și care oricum este un oraș sărac. La puterea lor de reclamă eram sigură că afacerea mea va scădea mult. Cu o săptămână înainte le-am spus fetelor că o să le măresc salariile și în momentele alea Ligia știe. Mi s-au umplut ochii de lacrimi și deja am început să mă frământ: Doamne, ce o să fac? Le-am spus fetelor că o să le măresc salariile, acum o să-mi scadă vânzările, o să-mi scadă profitul, cum o să pot? Și am început să mă îngrijoresc peste măsură și în momentul acela am declarat: nu-i adevărat, asta e lucrarea Satanei, pot să vină 1000 de lanțuri în orașul Cugir. Lucrarea lui Dumnezeu este mai puternică și hotărârea pe care am avut-o în inima mea de a mări salariile, Duhul mi-a spus: mai mult dă-le decât ai hotărât și o să-ți arăt că voi fi credincios și o să-ți arăt că vei putea, chiar dacă nu vei propăși tu, dar vei putea cel puțin să plătești salariile. Și Dumnezeu nu s-a lăsat făcut de rușine. Surorile mele, a crede nu este suficient. Un tată vine cu copilul lui surdomut în fața Domnului și spune: dacă poți, dacă poți, ajută-mi copilul. Și Domnul Iisus îi spune: tu spui dacă pot. Totul este cu putință celui ce crede. În limba ebraică, cuvântul credință, pentru cuvântul credință există un cuvânt emunah, care înseamnă credincioșie, statornicie, verticalitate. Și în cuvântul grecesc există pentru credință un cuvânt grecesc, pistis, care înseamnă încredințare, încredere. Și când tatăl acela strigă: cred, Doamne, folosește cuvântul emunah, cred, Doamne, și pe urmă zice: ajută lipsei mele de pistis, ajută lipsei mele de încredere. Cred, Doamne,
să fie strigătul nostru astăzi. Cred, Doamne, ajută lipsei mele de încredere. Credința este cel mai important lucru, credința însoțită de încredere. În astăzi noi ne încredem atât de ușor în lucrurile materiale, încât acționăm instinctiv. Gândiți-vă doar seara când veniți obosite acasă și vreți să vă puneți în pat. Stați în fața patului și să vă gândiți, oare să mă încred în patul meu că mă va ține dacă mă pun în el? Oare nu o să se ruptă pe la ora 3-4 noaptea să chem oare vreun întâmplar să-l mai întărească? Oare ar trebui să slăbesc ca să am încredere să mă pun în pat, că patul ăsta o să mă țină? Nu! Uneori vă trântiți de-a dreptul în pat, nu numai vă puneți. Pe deplin încredințate că patul o să vă țină. Domnul Iisus ne spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune, odihniți-vă în mine când sunteți obosiți de problemele voastre. Întindeți-vă pe brațul meu și veți găsi pace. Și încercăm să facem lucrul acesta, dar de câte ori reușim? Cu patul e mult mai ușor, nu? De câte ori când ați fost în probleme, v-ați trântit în brațul lui Iisus, pe deplin încredințate că El vă va ține, fără să vă mai gândiți la nimic altceva. De obicei, noi ne punem pe genunchi, încredințăm problemele în mâna Domnului, îl rugăm să ne ajute și apoi imediat ce ne ridicăm de pe genunchi, ne gândim, oare cine mă poate ajuta ca să rezolv mai repede problema asta? Oare cui să dau telefon? Pe cine cunosc care să cunoască pe cineva? Aceasta este încredere? Acest tip de încredere îl așteaptă Dumnezeu de la noi? Încrederea deplină este una dintre pietrele de temelie pe care ne clădim atât destinul pământesc, cât și destinul veșnic. Inima lui Dumnezeu se umple de bucurie când ne vede credința, dar bucuria se revarsă în râuri de binecuvântări și de minuni atunci când El ne vede încrederea. Gândiți-vă doar cum ne simțim noi ca și părinți. Cât de împlinite ne simțim când copiii noștri vin, ne spun problemele lor și sunt pe deplin încredințați că noi vom putea să-i ajutăm. Și cât de frustrați suntem când ei merg la anturaj sau la prieteni și se încred mai mult în ei. Ei cred că noi suntem părinții lor. Copilul meu poate crede că eu sunt mama lui. Dar de multe ori se încrede mai mult în prieteni. Câtă frustrare aduce acest lucru în inimile noastre? Oare Tatăl nostru ceresc simte altceva? Spune-i unui copil mic că îi vei da luna de pe cer și a doua zi te întreabă unde-i luna. Nici măcar nu-și pune întrebarea că n-ai putea să-i dai luna. Această încredere copilărească, fără întrebări inutile, o așteaptă Dumnezeu de la noi. Dumnezeu caută și dorește această încredere. Vreau să vă spun că încrederea este mai mult decât credință. Este o abandonare completă în mâna celui în care crezi, cunoscându-i caracterul, cunoscându-i dragostea, știind că tot ce face pentru tine este bun și desăvârșit. Această cunoaștere profundă, intimă, este premiza încrederii. Eu pot să cred că o anumită persoană există, dar mă pot încrede în ea? Eu cred că vecina mea există, o cunosc pe nume, o salut, dar pot să-i spun ei toate problemele mele? Am încredere în cineva cu care am părtășie. Am încredere în cineva care nu mi-a așteptat, nu mi-a înșelat așteptările de-a lungul vieții. Gândiți-vă la moștenitorul unui tron regal, gândiți-vă la câte protocoale este supus, la câtă austeritate, la câtă rigiditate. Când alți copii se joacă de-a hoții și vardiștii, el învață noțiuni legate de strategie. Când alții
tineri merg și fac declarații de dragoste, el învață să facă declarații politice, învață legislație, învață diplomație, se supune la toate aceste rigori, deoarece știe că tatăl său îi vrea binele și îi va încredința o moștenire prețioasă. Noi suntem fiice de împărat, moștenitoare împreună cu Hristos, și pentru a intra în destinul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, trebuie să ne încredem pe deplin în El. Încrederea noastră zilnică, trăită de zi cu zi, ne poate influența destinul veșnic, ne poate influența drumul vieții și, mai mult de atât, ne poate influența sănătatea. Și aș vrea să privim la trei lucruri pe care le generează lipsa de încredere și primul dintre ele ar fi minciuna. Minciuna este una dintre cel mai des întâlnite păcate în viața creștinilor. V-ați întrebat vreodată de ce ne-a așa de la îndemână să mințim? Minciuni mici, nevinovate, am spune noi. De ce să stârnesc o ceartă când pot să ascund un lucru de soțul meu sau de șef, nu-i așa? De ce când mă întreabă, parcă n-am văzut bluza asta la tine, o am de 3 ani, nu? Este mai simplu, așa. Însă de câte ori mințim, crezând că prin aceasta ne ferim de conflicte, de discuții în contradictoriu, de reproșuri, de câte ori mințim încercând să acoperim un fapt sau chiar să protejăm pe cineva, îi declarăm lui Dumnezeu, nu am încredere că tu ai putea să rezolvi această problemă. Mai bine mă descurc eu. De cele mai multe ori nu ne asumăm riscul de a lăsa pe Dumnezeu în control și manipulăm situația în așa fel încât să fie bine pentru noi. Dumnezeu nu dorește lucrul acesta. Într-o împrejurare, Iisus le spune fariseilor, voi sunteți de la tatăl vostru diavolul, el de la început a fost ucigaș și nu a stat în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, pentru că este mincinos și tatăl minciunii. Prima minciună din Biblie, primul păcat din Biblie este minciuna. Șarpele i-a spus Evei, hotărât nu veți muri. Și pentru că Eva n-a avut încredere în bunătatea și în dragostea lui Dumnezeu, s-a lăsat înșelată așa de ușor și a deviat așa de mult de la destinul pe care Dumnezeu cu atâta dragoste l-a pregătit pentru ea și pentru Adam. Alegând minciuna, îl luăm de mână pe diavolul și ne încredem mai mult în El decât în Tatăl nostru ceresc. Dumnezeu ne întreabă astăzi, de cine te-ai înspăimântat și te-ai temut atât încât să minți, să nu te mai gândești la mine și nici măcar să nu-ți mai amintești de mine? Minciuna ne duce pe căi străine, ne îndepărtează de destinul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. În al doilea rând, aș menționa depresia. Dacă minciuna a fost primul păcat generat de lipsa de încredere, depresia a devenit constanta, modul de viață, umbra lipită de om, viermele care roade și fură toată bucuria și pacea. Ne-am obișnuit să ne îngrijorăm de la cele mai neînsemnate lucruri până la lucrurile care nu s-ar întâmpla niciodată. Dacă mă voi îmbolnăvi, cine va avea grijă de mine? Voi putea oare să plătesc doctorii? Dacă îmi voi pierde serviciul, ce voi face? Dacă. Și în mintea noastră facem scenarii din ce în ce mai pesimiste, uitând că viața noastră, prezentul și viitorul nostru, copiii și familia noastră, casa, bunurile noastre, afacerile noastre, slujba noastră sunt în mâna lui Dumnezeu. Trăim la maxim stresul acestor zile ca și când am fi părăsiți și uitați de Dumnezeu. Mergem la biserică, cunoaștem poate pe de rost Matei 6, nu vă îngrijorați cu ce vă veți îmbrăca, ce veți mânca, nu vă îngrijorați de ziua de mâine, ajunge zilei necazul ei. Și totuși, dacă în zilele noastre există atâta stres,
atâta anxietate, atâta depresie, este pentru că problemele noastre au devenit mult mai reale pentru noi decât existența lui Dumnezeu. Nu vreau să spun acum că îngrijorându-ne suntem departe de Dumnezeu, ci doar dacă lăsăm această îngrijorare să, care în unele circumstanțe poate să fie normală, dacă o lăsăm să-și facă cuib în inima și în mintea noastră și să ne îmbolnăvească. Atunci când îngrijorarea ne conduce spre Dumnezeu, la o viață de rugăciune, la o viață de post, la o viață mai profundă, la o apropiere mai intimă de Dumnezeu, atunci poate genera încredere, poate mișca cerul întreg, legiuni de îngeri pot fi puși la dispoziția noastră. Când însă îngrijorarea începe să producă teamă, depresie, anxietate, atunci o noapte neagră și întunecată se coboară peste noi și lumina cuvântului nu mai pătrunde în inima și în mintea noastră și ne îndepărtează de cer, de Dumnezeu și ne fură viziunea pe care Dumnezeu o are pentru noi și pentru viața noastră. Putem schimba ceva îngrijorându-ne peste măsură? Noi nu putem face nici măcar un fir de păr, alb sau negru. Dumnezeu este Cel care cunoaște totul. Lipsa noastră de încredere limitează lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre, dragele mele. Gândiți-vă când Iisus a fost în Nazaret, Biblia ne spune că n-a putut să facă acolo nicio minune și se mira de lipsa lor de încredere. Atunci când ne încredem în Tatăl nostru, orice îngrijorare dispare și o punem în mâna Lui și o lăsăm acolo, pe deplin încredințate că la timpul potrivit El va lucra ce-i mai bun pentru noi. Răul de astăzi poate fi premiza binelui de mâine. Eu nu văd decât o bucățică din puzzle-ul vieții mele, dar Dumnezeu are toate bucățile în mâna Lui și la un moment ales de El le va pune pe toate la oaltă și va alcătui un tablou minunat. Haideți să dăm afară din viața noastră și din vocabularul nostru cuvintele stres, îngrijorare, depresie și să-i lăsăm lui Dumnezeu conducerea vieții noastre, încredințate fiind că tot ceea ce lucrează El este spre binele nostru. În al treilea rând, lipsa de încredere duce la ratarea țintei. Petru a rămas pe paginile Sfintei Scripturi ca singurul om care a riscat să umble pe ape, chiar dacă a făcut doar câțiva pași. Când a coborât din barcă, credeți că valurile nu erau mari? Că furtuna nu era mare? Că vânturile nu băteau? Dar el s-a uitat țintă în ochii Domnului și atâta timp cât privirea lui a fost ațintită asupra Domnului, a putut să meargă pe ape. Când a privit la circumstanțele în care se afla, a început să se afunde. Lipsa de încredere duce la ratarea țintei. Oricare dintre ucenicii prezenți în barcă ar fi putut să coboare din barcă, dar din pricina lipsei de încredere nu au făcut-o și nu au avut acea experimentare a puterii lui Dumnezeu în viața lor. Moise a îndrăznit cu Dumnezeu o viață întreagă, dar a fost un moment în care s-a încrezut mai mult în toiagul său decât în cuvântul lui Dumnezeu și a ratat intrarea în Canaan. De câte ori în viață am ratat ținta? Pentru că ne-am uitat la noi și nu ne-am încrezut în puterea lui Dumnezeu care folosește lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari, ba chiar încă lucrurile care nu sunt, ca să le facă de rușine pe cele ce sunt. Atunci însă când ne încredem în Dumnezeu, în locul depresiei, El ne dă pacea, acea pace care întrece orice pricepere, care te face să dormi liniștit, chiar când barca ta trece prin furtuni, știind că acolo este Iisus. Și chiar dacă pentru moment El doarme, va veni vremea când se va ridica, va veni vremea când va certa vânturile și valurile și furtuna se va potoli. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sion, care nu se clatină pe vecie, ne spune psalmistul în Psalmul 125, iar Isaia în capitolul 26 ne spune celui cu mintea statornică,
tu îi asiguri pacea, da pacea, pentru că se încrede în tine. Încrederea este izvorul păcii, este temelia pe care poți să stai neclintit, oricât de tare ar mugi vântul și oricât de înalte ar fi talazurile. În pocăință și așteptare va fi izbăvirea voastră, în calm și în credere va fi tăria voastră. Atunci când stăm calme și plină de încredere, în pocăință și așteptând vremea lui Dumnezeu, noi putem fi un far călăuzitor pentru cei care trec prin furtunile vieții. Acesta este destinul pe care îl vrea Dumnezeu pentru noi. Dacă cei din jur ne văd că ne îngrijorăm la fel de mult ca și ei, cum vor putea să vadă măreția Dumnezeului în care noi credem? Măsura încrederii noastre în fața oamenilor arată măreția lui Dumnezeu. Ai un Dumnezeu atât de mare pe cât te încrezi tu în El. Niciodată oamenii nu se vor întoarce, dragele mele, niciodată. Oamenii nu se vor întoarce la Dumnezeu dacă nu ne vor vedea pe noi cu calm și încredere, în pocăință și în așteptare, în mijlocul furtunilor din viața noastră. Dumnezeu nu poate lucra prin oamenii care nu se încred în El. Planurile și gândurile Lui pentru noi sunt de cele mai multe ori de neînțeles pentru mintea noastră. Și atunci trebuie să umblăm în planurile Lui, încredințați că Cel ce a început în noi această bună lucrare o va duce până la bun sfârșit. Dar pentru ca această încredere să fie o realitate a fiecărei clipe a vieții noastre, trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat, ca prieten, ca stăpân, ca pe un prea iubit al inimilor noastre, ca pe un apărător sfânt și plin de milă. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu-i părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Cunoaște-L pe Dumnezeu zi de zi mai mult, trăiește fiecare zi cu El, în prezența Lui, în lumina Lui, vorbește-i, sfătuiește-te cu El, fă din El bucuria ta, ia-L de mână în fiecare dimineață și seara după o zi de umblare împreună, pune-ți capul pe pieptul Lui și odihnește-te. Pentru a învăța să te încrezi în Dumnezeu, pune pietre de aducere aminte pe calea vieții. Atunci când începi să te îngrijorezi, întoarce-te la aceste pietre de aducere aminte și adu-ți aminte că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. El a promis, eu voi fi cu voi, nu spune, de multe ori noi spunem versetul ăsta, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Nu, spune, eu voi fi cu voi în fiecare zi, până la sfârșitul veacului. Dumnezeu nu-i cu noi din când în când. Dumnezeu este cu noi în fiecare zi. Puneți pietre de aducere aminte. Obișnuiesc să fac acest lucru și am multe pietre de aducere aminte. Ultima pe care am pus-o și care va fi într-un săculeț. Am pus-o sâmbătă. Astăzi puteam să nu fiu în fața dumneavoastră. Întorcându-mă de la Joaciu, în fața mea, o mașină a intrat în depășirea unui tir și probabil a văzut că nu are destul loc și a tras din volan prea brusc și a început să meargă așa pe șosea. Eu eram prima mașină și am văzut că începe deja să onduleze pe șosea și am pus și eu frână. Mașina mea a început și ea să... Am pierdut controlul, Dumnezeu a luat volanul în mâini, vă spun, nu știu cum s-a redresat mașina și cealaltă mașină a trecut, cred că la un milimetru de mașina mea și venind așa înspre mine, a luat-o invers, a izbit de altă mașină și s-a răsturnat. Acea piatră care a fost pe marginea drumului va sta acolo în mașină, agățată și îmi voi aduce aminte întotdeauna că viața mea este în mâna lui Dumnezeu și că nu putem face nimic, noi nu putem adăuga o zi
la viața noastră. Puneți-vă pietre de aducere aminte pe calea vieții. Nu te teme de cuptoarele prin care te trece Dumnezeu, pentru că în fiecare cuptor ai de învățat o lecție care te va ajuta să devii o nestemată. Fiecare cuptor are rolul lui și te învață să te încrezi mai mult în Dumnezeu. Acum câțiva ani Dumnezeu m-a pus într-un cuptor pe care l-a încins parcă de 5 ori mai mult decât alte cuptoare. Și tot timpul cât am stat acolo luni de zile, n-am făcut altceva decât să mă răzvrătesc și să întreb de ce. Tată, de ce? Nu merit, tu știi, nu merit. De ce? Oricât aș fi păcătuit, nu merit să mi se întâmple așa ceva, tată. De ce? De ce? Și am început să vin dependentă de medicamente, nu dormeam decât cu tablete, luam tablete antidepresive și viața mea am început că, am simțit că începe să iau o altă turnură și la un moment dat am spus Domnului, știi ce? De fapt, nici măcar nu cred că tu mai existi, pentru că dacă tu ai exista, n-ai lăsa să mi se întâmple așa ceva. Și în clipele acelea am auzit vocea lui Dumnezeu care mă întreabă, dacă eu nu exist, tu cu cine te cerți? În clipele acelea m-am întors cu spatele la problemele mele și cu fața înspre Dumnezeu și am spus, Doamne, ce vrei să mă înveți? Doamne, ce vrei să învăț eu din lucrul acesta? Și atunci Dumnezeu mi-a arătat că vulpile mici strică viile mari. Dumnezeu m-a învățat că o minciună mică îți răpește încrederea celor din jur și atunci când spui adevărul, s-ar putea ca ei să nu te mai creadă. M-a învățat lecția smereniei, m-a învățat lecția iertării, m-a învățat să trec de la dacă, la chiar dacă. De multe ori spunem, dacă cu tare face, să fac și eu. Dacă îmi dă, îi dau și eu. Dacă mă apreciază, apreciez și eu. Nu. Dumnezeu spune, chiar dacă toată lumea din jurul tău te va părăsi, tu să iubești pe fiecare. Chiar dacă ei nu te iubesc, iubește-i. Roagă-te pentru ei. Mijlocește pentru ei. Această lecție a lui chiar dacă este cea mai importantă lecție din viața noastră. La sfârșit, aș dori doar câteva minute să privim la două destine și să vedem cum afectează încrederea, destinul, cum ne poate afecta destinul nostru. Și primul destin, aș vrea să privim la Moise. Moise s-a încrezut, a fost în omul prin care Dumnezeu a făcut cele mai multe minuni. Moise s-a încrezut în Dumnezeu, a mers în Egipt, chiar dacă la început a fost puțin nesigur, dar pe urmă a început să se încreadă în Dumnezeu și Dumnezeu îl aduce în circumstanțe grele. Gândiți-vă doar la Marea Roșie, când Moise a fost pus să facă un lucru care era de neimaginat, să desparți o mare în două, ridicând un toiag, sfidează orice lege a naturii, a fizicii. Dumnezeu putea el să despartă Marea Roșie în două, dar l-a pus pe Moise să o facă. Și Moise a avut încredere în Dumnezeu. Însă vine un moment în viața lui Moise, la apele de la Meriba, când Dumnezeu spune așa, ia toiagul și convoacă adunarea, tu și fratele tău Aron. Vorbiți stâncii dinaintea ochilor lor, iar aceasta va da apă din ea. Așa să scoți apă din stâncă pentru ei și să dai adunării și vitelor lor să bea. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, așa cum el îi poruncise. Moise și Aron au convocat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis, ascultați răzvrătiților, să scoatem noi apă din stânca aceasta pentru voi? Atunci Moise și-a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. A ieșit apă din belșug, astfel că au băut atât adunarea cât și vitele lor. Dar Domnul i-a zis lui Moise și lui Aron, pentru că nu v-ați încrezut în mine ca să mă sfințiți înaintea israeliților, nu voi veți duce această adunare
în țara pe care le-o dau. Și m-am întrebat, Doamne, cum nu te-a sfințit Moise? Doar a spus clar că nu el, ci tu vei da apă din stâncă. Însă am înțeles că ascultarea plină de încredere în cele mai mici detalii de ceea ce îți spune Dumnezeu să faci este foarte importantă. De-a lungul vieții Moise a făcut toate minunile și lucrarea lui Dumnezeu cu ajutorul toiagului. A lovit apele și s-au transformat în sânge, a lovit pământul și au apărut păduchii, a despicat Marea Roșie, astfel încât Moise a început să creadă că puterea este în toiag, în modul cum își folosește el toiagul și nu în Dumnezeu. A fost atât de prins în rutina de a face lucrarea prin intermediul toiagului, încât atunci când Dumnezeu îi cere să acționeze într-un alt mod, nu mai riscă, nu are încredere în Dumnezeu. A văzut că de-a lungul vieții merge cu toiagul. Și atunci probabil s-a gândit de ce să risc. Doar întotdeauna când am lovit cu toiagul s-a întâmplat ceea ce a trebuit. Și Moise ratează intrarea în Canaan, pentru că la un moment dat al vieții sale de credință s-a încrezut mai mult în ritualul toiagului decât în cuvântul lui Dumnezeu. Aș dori să vă provoc astăzi, ca plecând de aici, să vă încredeți în orice cuvânt pe care Dumnezeu vi-l spune. Uneia vă vorbește într-un fel, uneia în alt fel. Dați apă celor însetați, așa cum Dumnezeu vă cere să o faceți. Nu în modul în care ați văzut că au făcut-o alții. Nu poate cum ați făcut-o de atâtea ori. Ascultați de ceea ce Duhul Sfânt vă șoptește. Ascultați întru totul de cuvântul lui Dumnezeu. Iar al doilea destin la care aș vrea să privim este Iov. Cartea lui Iov este cea mai lipită de inima mea. Anul acesta un verset m-a marcat în mod deosebit. Ascultați numai ce spune Iov. Chiar dacă mă va ucide, eu tot mă voi încrede în el. Am rămas uimită de profunzimea acestui verset. Problema lui Iov nu era cu prietenii săi, nu era cu familia lui, nici măcar cu boala lui, nici cu suferințele lui, pentru că pe toate le-a acceptat spunând: Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Problema lui Iov era cu Dumnezeu. El a știut că nu a păcătuit cu nimic. Și nu înțelege de ce trebuie să treacă prin toată această suferință și umilință. Și totuși spune, chiar dacă mă va ucide, eu tot voi nădejdui în el. Putem pricepe profunzimea acestor cuvinte? Gândiți-vă atât, Iov era un om de afaceri care și-a pierdut afacerea pe neașteptate, a falimentat total. Când lucrurile mergeau poate cel mai bine pentru el. Era un tată care și-a pierdut toți copiii. Nici măcar unul nu i-a mai rămas. Era un soț care a pierdut dragostea și încrederea soției. Era un prieten care a pierdut sprijinul tuturor prietenilor. Era un lider care a pierdut respectul comunității. Și cu toate acestea stă înaintea lui Dumnezeu și spune, chiar dacă mă va ucide, eu tot mă voi încrede în el. Privind la Iov, la suferința și la pierderile lui și privind cu smerenie și sinceritate în inima noastră, putem spune aceleași cuvinte. Iov spunea, știu că răscumpărătorul meu este viu și că în trup fiind îl voi vedea. Și tot el spune, chiar acum martorul meu este în cer, apărătorul meu este în înălțimi și el vorbește în sprijinul meu cum vorbește un om în apărarea prietenului său. Am pierdut noi când a pierdut Iov? Am trecut noi prin ce a trecut Iov? Putem să spunem astăzi ca și Iov, chiar dacă mă va ucide, tot mă voi încrede în el? Viața noastră, de când venim pe pământ, este ca un vas. Și de-a lungul vieții, în acest vas, încercăm să punem diferite flori. Punem
dorințele noastre, punem frumusețea noastră, inteligența noastră, punem tot ceea ce noi am vrea de la viață, de la Dumnezeu și încercăm să facem cât mai frumos acest vas. Însă, încă din copilărie, vasul nostru este ciobit. Un cuvânt rău, o vorbă care poate ne-a rănit până în adâncul sufletului, o remarcă răutăcioasă a unei prietene, o privire răutăcioasă a altcuiva. Însă vine vremea când acest vas pe care l-am îngrijit atât de mult este aruncat în țărână și se preface în cioburi. Ce facem în aceste momente? Încercăm să adunăm cioburile, să le lipim, să reclădim din ele un vas nou, însă oricât de bun ar fi superglue pe care îl folosiți, să știți că sunt cioburi care au căzut și nu le vei mai găsi niciodată. Oricât aș încerca să iau aceste vase, aceste cioburi și să-mi reconstruiesc vasul vieții, va fi incomplet, va fi cu găuri. Și Dumnezeu, oricât ar turna în el, din bunătatea lui, din harul lui, vasul meu nu-l va ține. Voi fi goală mereu, pentru că sunt locuri lipsă în acest vas, pentru că eu nu-mi pot reconstrui vasul din cioburi. Fiecare aveți în mâinile voastre cioburile vieții. Sunt convinsă că ați trecut prin lucruri în care vasul vostru a fost spart. Poate nu în atâtea bucăți în câte am spart eu acest vas. Ce faceți cu aceste cioburi? Le lipiți voi? Nu veți fi niciodată, nu veți putea fi folosite de Dumnezeu pentru a hrăni și pentru a da vindecare și restaurare, pentru că voi nu sunteți, eu nu sunt vindecată și restaurată. Singura soluție pe care o am este să dau aceste bucăți în mâinile Tatălui Preasfânt și să-i spun: Tată, ție îți încredințez cioburile care au rămas din viața mea. Și să știți că Dumnezeu nu folosește superglue. Dumnezeu nu le lipește. Dumnezeu ne va băga în moara Lui. Și greu este să treci prin moara Lui Dumnezeu. Aceste bucăți vor fi transformate în pulbere fină. Dumnezeu îi spune lui Ieremia: te-am trimis să dărâmi, să smulgi, să nimicești și apoi să clădești și să zidești. Și m-am întrebat: Doamne, de ce n-a fost destul numai să smulgi și să dărâmi? De ce ai zis tu să nimicești? Pentru că Dumnezeu nu poate sădi și nu poate clădi ceva nou din ceva vechi. Dumnezeu nu poate să pună Duhul Lui și caracterul Lui acolo unde eul nostru este mare. Moara lui Dumnezeu nu este ușoară. Vă spun din proprie experiență, este greu să te lași măcinat de Dumnezeu. Dar atunci când Dumnezeu te restaurează, nu mai ești tu. Atunci când Dumnezeu te restaurează, El poate umple vasul tău și vasul tău dă pe deasupra și se întinde harul Lui peste casa ta, peste familia ta, peste vecinii tăi, peste orașul tău, peste țara noastră, surorile mele. Dacă ținem cioburile în mâna noastră, harul lui Dumnezeu nu va curge niciodată spre ceilalți, pentru că nu vom putea noi să-L ținem. Dacă le punem în mâna lui Dumnezeu, vom fi o binecuvântare. Haideți
să mergem în rugăciune și haideți să facem astăzi această declarație că oricât de mult ne-ar costa și oricât de mult vom suferi, punem cioburile vieții noastre în mâna lui Dumnezeu pentru ca El să reconstruiască din ele vase de cinste pe care El să le folosească așa cum știe El. În unele va pune o comoară, în altele o altă comoară. Dumnezeu pentru fiecare are o lucrare specifică. Haideți să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în noi. Haideți să începem în noi acea ungere, acea transformare, acea dărâmare completă și zdrobire completă și nimicire completă a eului nostru, pentru ca Dumnezeu să poată sădi și să poată construi în noi chipul lui Hristos pentru țara noastră. Doamne, venim înaintea Ta, suntem un trup și, Doamne, toate suntem mădulare în trupul Tău. Venim toate ca un singur trup, în unitate, în dragoste. Venim toate, Doamne, cu aceeași dorință la Tine. Ia din mâinile noastre cioburile vieții noastre. Chiar dacă ținem pumnul încleștat peste aceste cioburi, pentru că ne frică de moara Ta și de cuptoarele Tale, Doamne, cu dragoste, descleștează-ne Tu degetele și ia Tu din mâna noastră și reclădește-ne Tu. Reclădește-ne pentru gloria Ta. Reclădește-ne pentru slava Ta. Reclădește-ne pentru a fi un izvor de apă vie pentru această lume. Reclădește-ne pentru a fi far în întunericul acestei lumi, Doamne. Nu ne lăsa să punem lumina Ta sub obroc. Din toată inima Te rog, pe fiecare, ridică-ne și pune-ne în lucrarea Ta, acolo unde Tu dorești, Doamne, și dă-ne ungerea Ta. Îți mulțumim că Tu vei lucra în noi mai mult decât putem noi înțelege și mai mult decât putem noi și știm noi să cerem din mâna Ta. Binecuvântat să-ți fie numele Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.